În momentul de față vă pot spune că am primit o adresă din partea Ministerului Educației, adresa a fost transmisă ieri, prin care ni se aduce la cunoștință. Adresa mi-a fost transmisă în calitatea pe care am avut-o până miercuri de rector al Universității din București. Eu am transmis cu solicitarea Universității din București de retragere a titlului. Și adresa pe care am primit-o acum de la Ministerul Educației ne confirmă faptul că votul din NACU, care a fost luat cu o mare majoritate, este acela de a retrage titlul de doctor domnului Victor Iorel Ponta. Din punct de vedere procedural, domnia sa, domnul Ponta, are acum la dispoziție 10 zile pentru a depune o contestație. Ce s-a întâmplat la adresa este din 7 iulie. Adresa este de ieri. Deci, începând din 7 iulie, are dreptul să facă contestație într-un interval de 10 zile. Dacă va fi făcută această contestație, atunci NACU trebuie să evalueze contestația și să dea un verdict final pe această contestație. Și în funcție de acest verdict, cu avizul Direcției Juridice a Ministerului, Ministrul Educației în funcție, adică eu însumi, voi semna ordinul prin care se revocă acest tip.